Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pune iarăși murături. De data aceasta, gogonele felii la saramură în borcane mici. Se păstrează perfect cel puțin un an și au un gust minunat. Apropo, din ce localitate sunteți și vă uitați la această rețetă acum? Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de gogonele sau de pătlăgele verzi, cum li se mai spune, sănătoase și bine spălate. Ele pot fi doar verzi sau chiar și puțin roz. Și cele puțin rozii sunt delicioase. Eu am aici 2 kg. Ne mai trebuie o țelină mică, cu tot cu frunze, crenguțe de mărar, 2 morcovi, o bucată de hrean, sare grunjoasă fără iod, boabe de muștar, boabe de piper, usturoi și cimbru uscat. Veți vedea cât de ușor se prepară. Întâi tăiem în bucăți țelina. Apoi, în baghete sau rondele, morcovii. După ele tăiem în bucăți și rădăcina de hrean, din crenguțele de țelină rupem doar frunzele. Iar cățeii de usturoi îi tăiem și pe aceștia în bucăți mai mici. Acum ne vom ocupa de gogonele. Le tăiem și pe acestea în felii de aproximativ 1 cm grosime. La final, le punem pe toate într-un castron. Sterilizăm borcanele și capacele. Pentru detalii complete despre o sterilizare corectă, dați click aici sus sau găsiți link în descriere. Eu am pregătite 5 borcane de 800 de grame. Întâi punem în fiecare câte o jumătate de linguriță de boabe de muștar, câte un sfert de linguriță de boabe de piper, și câte un vârf de linguriță de cimbru. Apoi adăugăm și câte o crenguță cu floare de mărar, și câte 2-3 frunze de țelină, și 2 bucățele de usturoi. Acum așezăm rondelele de gogonele. Și printre ele punem și baghete de morcov
bucăți de crean, și bucăți de rădăcină de țelină. Gogonelele murate protejează sistemul nervos și pe cel endocrin și sunt cele mai puternice alimente antioxidante. S-a demonstrat științific că există principii active cu o capacitate extraordinară de vindecare în coaja și în pulpa gogonelelor. Sunt pline de vitamine, minerale, fibre, oligoelemente, probiotice naturale și enzime. Umplem complet borcanele pe rând, fără a lăsa spații goale, iar la final mai completăm cu încă două frunze de țelină. Astfel le umplem pe toate până terminăm toate bucățile de gogonele. Avem gata borcanele, așa că trecem să pregătim saramura. Punem într-o crăticioară 2 litri de apă și adăugăm 2 linguri de sare gronjoasă fără iod. Amestecăm și mergem cu cratița pe foc până când lichidul ajunge la punctul de fierbere. Umplem complet fiecare borcan și înfiletăm cu putere capacele. Le acoperim cu o pătură și le lăsăm să se răcească în voie până a doua zi. Apoi vor merge în cămară la loc răcoros și după aproximativ o lună ne putem bucura de murături aromate extrem de gustoase. Sunt geniale și țin perfect cel puțin un an, fără niciun risc de a face floare sau să se înmoaie. Dacă vă place propunerea mea, lăsați-mi un comentariu și distribuiți rețeta și prietenilor, vă rog! Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au unele din ingredientele folosite, vizitați și canalul Să Fim Sănătoși. Să vă fie cu folos!